Un candidat fals se înscria legal la examenul pentru obținerea permisului auto la Brașov. Acesta leșoptea răspunsurile corecte celor care îl plătiseră și îi ajuta să treacă examenul. Direcția Generală Anticorupție Brașov, în colaborare cu cei din Galați, au reținut 14 persoane care au obținut permisul de conducere auto într-un mod fraudulos. Conform adevărul.ro, sub coordonarea procurorilor parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, polițiștii împreună cu jandarmii brașoveni, gălățeni și constanțeni au efectuat 6 percheziții domiciliare, în urma cărora au reținut cele 14 persoane. Anchetatorii au efectuat 5 percheziții domiciliare în județul Brașov și o a 6-a în județul Galați, urmate de 14 mandate de aducere. Procurorii spun că în perioada 2013-2020, persoane fără calitate specială, cu sprijinul mai multor școli de șoferi, dar și cu sprijinul unei persoane fără calitate specială, contra unor sume de bani și stabileau reședința pe o perioadă de un an în județul Brașov, cu scopul de a parcurge cursurile unor școli de șoferi. Ulterior, acestui fapt să poată participa la proba scrisă pentru a obține permisul de conducere în mod fraudulos. În ziua derulării probei teoretice la examenul propriu-zis, era prezent un candidat fals înscris legal, iar care, pe timpul examenului teoretic, le comunica altor candidați răspunsurile corecte. Sumele de bani oferite de cei care doreau să obțină în mod fraudulos permisul de conducere erau cuprinse între 2500 și 5000 de euro pentru fiecare permis obținut, au explicat procurorii brașoveni modul în care funcționa sistemul fraudulos. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, fals intelectual, cumpărare de influență și trafic de influență în legătură cu obținerea permiselor de conducere auto, relatează adevărul.ro.